Băi, fraților, bă, ăștia sunt mai rău decât propagandiștii lui Ceaușescu, mă, care erau pe față, erau angajați cu carte de muncă și ăsta era job description-ul lor, ca să vorbesc și eu, precum corporatiștii, da? Să slăvească pe dictator. Bă, la 33 de ani de la Revoluție, noi, mă rog, niște imbecili, încearcă să convingă populația de virtuțile frigului, ale beznei și ale foamei? Suntem zdravi în la cap? Ca neam și țară, bă, poți să spui, bă, e privațiune, se întâmplă, e o nenorocire, eu nu știu ce. Bă, dar nu mă luam pe mine, mă, cu e bine să apologia, ne luptăm, ne luptăm pe, cu dictatorul căcându-ne pe noi de frig, da, în casă, bravo, și ne spălăm. Sigur, corect, unii dintre ei cu greu pot fi suspectați că se spală la modul curent, când e energia ieftină. Sau când era energia ieftină. Da. Dar trecem peste asta. Adică la unii va fi starea naturală. Acum vor avea și un motiv pentru care put, înțelegi? Până acum nu l-aveau. Acum vor avea un motiv, luptăm împotriva lui Putin. Bă, dar noi, restul populației, ce vină avem, mă, mânca vă jucura? Băi, deci bă, a spus o chestie absolut memorabilă, Ciutacu. Absolut memorabilă. A dat un necaz peste noi, da, și din perspectiva asta trebuie discutat. Dom'le, vor fi oameni care nu au nicio treabă cu Ana Despa. Grosul oamenilor nu au nicio treabă cu tâmpiții ăștia, dom'le. Dar vor fi nevoiți să stea în frig, în întuneric și să mănânce prost, da, pentru că nu le vor ajunge banii să supraviețuiască în mod decent. Băi, nu poți, mă, să faci apologia nenorocirii decât dacă ești un cretin de ăla de pe vremea lui Ceaușescu, care ne spunea că nechezorul e bun la sănătate, că statul în frig e minunat, că găsise cretinul ăla de Ceaușescu cu patru clase ale lui, găsise el soluția, mai puneți o haină pe voi, bă, pielea trebuie să respire, în fine. Nu poți să faci apologia unei nenorociri, să o transformi într-o mândrie, decât dacă ești idiot. Tocmai trăim aceste vremuri. Păsăricile astea ar trebui, dacă aude, domne, să vină cu niște soluții. Mirele, păsăricile astea aveau 90 ani când a picat dictatorul. Bă, nu poți să spui că sunt niște unele pe care au apucat să le îndoctrineze și care au fost restartate după 33 de ani de zi. Au niște copii, las-o, dracu. Dobre e mai mică cu 10 ani decât mine, da? Și nici Despa nu cred că e mai mare decât ea, da? Deci dacă eu am 52 de ani, Dobre are 42 de ani și la Revoluție avea 9 ani. Da, da. Dracu, e născută în 80. Sunt cam ca tine, Robert, dacă nu mă înșel, sau pe acolo, nu știu. Așa, da? Când a avut timp comunismul și cu propaganda lui să le îndoctrineze pe ăstea? Lasă-le, dracu, că jucau șotronul la vârsta la care a picat Ceaușescu, da? Deși și lui Dobre îngheța apa în sticlă, mă, în bucătărie. Ele sunt îndoctrinate de aici, de la mansardă, mă. Păi le-a îndoctrinat prostia. Bă, voi nu vedeți că dacă ei, fă ca la plagiat, da? Ia cu softul ăla și ia le textele și vei vedea că minim 60% dând cuvinte și dând formulări să regăsesc. Ele primesc punctaj, mă, tată, despre asta este de vorba și în funcție de talentul și de inspirația fiecăruia, ca și Mândruță, ca și Paula Rusu, ca și mulți alții, dacă vreți îi descriu, că i-am pe toți, repet, am follow pe absolut toți sexomarxiști ăștia sau termomarxiști, cum ne zice Robert mai nou, da? Toți au aceleași lucruri, minim 60% din text este, vine din varianta de bază pe care o primesc dimineața, habar n-am pe ce, pe WhatsApp. Voi n-ați văzut că în momentele de derută când se întâmplă ceva și ei nu-și primesc textele, că niciunul nu postează până la 4-5 după amiază, exact, până când nu le vin întrumările. Da, da, da. În sprijinul acestei chestiuni și, pe care o spui, și mai sunt întâmpiți, că fac toți în aceeași zi, că aia care le dau temele, nu știu, bă tată, programează-i fraierul ăsta azi, da, ăla mâine peste încă 3 ore și tot așa, Victor, ca să ne obișnuim cu ideea. Bă, când vezi la tine în feed 10 postări aproape identice una după alta. La Oana Despa era în 3 zile, atâta, mă, un minut, o jumătate de secund. 3 zile, 3 days, da, acolo este, da? La Oana Dimofte, 3 zile, da, mă, deci, în aceeași... Bă, le-a lovit inspirația fix în aceeași zi. Băi, frate, deci în redacție evenimentul zilei. Când m-a adus pe mine Dan la evenimentul zilei, dom'le, trimitea Laura Codruța Chioveși unuia și madama aia Tizian altuia. Da. Se certau între ei care a primit cu 5 minute mai înainte. Bă, dar să încăierau, nu că se certau. Ăla Ionel Stoica cu Mircea Marian, bă, să gelozeau și păi se turnau la Simona Ionescu. Băi, Mirele, n-am dat eu, mă, de la voi, mă rog, exact. Bravo. N-am bravo dat eu captură după mail-ul primit de Mircea Marian de la Codruța Chioveși cu rechizitoriul lui Vântul înainte, da, să-l primească Vântul. Da, mă, da. Păi,
Băi, deci aici nu păi este... Păi stați un pic, că și Mircea Marian a scris tembelismul ăsta sinistru, uitați-mi de nenumerare. Și el e pe lista aia de beneficiari, de informații care trebuie propagate. Da. Băi, frate, eu aș înțelege, eu chiar o să vedeți, o să scriu pe Facebook. Bă, sunt niște soluții, sunt niște chestii, nu sunt minunate de a reduce pierderile de energie. Asta ar trebui, măi, ziarismul. Consumul, bă, nu pierde. Pardon, consumul. Să elimini pierderile, da. Bă, frate, dacă ești ziarist de bună credință, bă, și mai ai un pic de o urmă de omenie în tine și o urmă de, cum să zic eu, de simțire de asta, că ești totuși ca ziarist, ești în slujba cetățeanului. Asta scrie, mă, nu-i scrie cetățeanul despre mândria de a sta la 15 grade, băi, bă, frate, tâmpiților care sunteți voi tâmpiți. Românul, o țară românul are memoria dramei și a nenorocirii. Bă, pe român e foarte greu să-l convingi că ce era cu 30-35 de ani rău, pentru el a devenit subit bine, mai ales pe aia care au trăit vremurile astea. Pe occidentali îi prostești mai ușor, că la aia n-a fost cald în case nici pe vremea aia, nu e cald în case nici pe vremea asta, vorba voastră, stau la 20-21 de grade. Da, mă, frate. Deci e simplu să-l combin pe unul, să mai dea un grad mai jos. Dar pe român care a băgat tată fric de la au găsit dracii amari și a stat pe întuneric și a făcut foamea, mai ales, repet, dacă era cât de cât la o vârstă la care putea să gândească cu capul lui pe urmă, nu poți să-l întorci, frate. Mă, frate, eu știu cum e cu frigul ăsta. Pe mine nu mă înspăimântă, că l-am halit până la vârsta de 30 de ani. Păi, ți-l mai dorești odată sau care idee? Nu, eu dar nici nu mă înspăimântă. Nici nu mă înspăimântă. Băi, frate, stăteam în casă iarna, erau 15-16 grade, cât ai chemi inginer, vă dați seama, avea termometre în fiecare colț al casei. Eu și-am văzut filmul ăsta. Eu știu cum să mă spăl serios din cap până în picioare cu 5 litri de apă clocotită pe care o dublez și o fac 10-12 litri în chiuvetă. Asta e vorba. Nu, eu știu ce este. Băi, dar nu pot să fac apologia, mă, nu sunt tâmpit, repet. Au oamenii copii, au oamenii... Ce faci, mă, dacă ai un părinte bolnav în casă, mă? Mă, ăștia bătrânii și așa sunt reumatici de pe vremea lui nenorocitul ăla de Ceaușescu. Unde mai bași, mă, frig în ei? Deci este o nenorocire care vine peste noi și trebuie să fii cretin să faci apologia acestei nenorociri. Ce să mai discut? Nu, mă, trebuie să fii ticălos, nu trebuie să fii ticălos, cretin. Exact. Niciuna dintre ele nu e cretine și niciunul dintre toți ăștia. Dar nici nu le dă mintea afară. Bă, din lista de distribuție, nu? Bă, nu le dă. Nu-i dă mintea afară. Dar nu sunt niște tembeli, sunt ticăloși. Sunt ticăloși, exact.